Mărturia șocantă a unei femei pierdute la Barbut. Dacă i-ar fi spus cineva acum 2 ani că va ajunge să trăiască așa ceva, probabil ar fi râs. Dar iată că viața ne rezervă surprize și niciodată nu trebuie să spui că mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. M-am măritat din dragoste în urmă cu 3 ani, fusesem iubiți din liceu și după ce am reușit să ne găsim de lucru, ne-am mutat împreună. Ne-am căsătorit civil pentru că niciunul din noi nu le are cu religia și biserica, așa că n-am dat importanță ceremoniei religioase. Nici părinții nu ne-au bătut la cap. A fost ok primul an de căsnicie, după care el a luat o razna. Juca și în liceu, dar nu așa ca atunci când a dat de bani. La început câștiga foarte mult. Am cumpărat un apartament, o mașină și după ceva timp a decis renunțe la job, pentru că îi se părea că pokerul e chestia la care se pricepe cel mai bine. Eu n-am avut nimic de obiectat, pentru că, trebuie să recunosc, îmi plăceau banii. Într-o vreme a început să piardă sume din ce în ce mai mari, în urmă cu un an a pierdut chiar mașina și apoi casa. Ne-am mutat cu chirie. Mă îngrijora pentru că abia atunci mi-am dat seama că devenise dependent. Chestia cu dependența asta de jocuri de noroc e perversă. În seara în care a venit acasă cu celălalt tip, n-am înțeles ce se întâmplă, până când nu a plecat și m-a lăsat cu el. Tipul care mă câștigase la poker mi-a povestit totul, care a fost miza și cum a ajuns să-și salveze pielea vânzându-mă pe mine ca pe un obiect sau ca pe un animal. Nu părea jucător de poker, ci mai degrabă un savant trăsnit. S-a dovedit că era matematician și că pokerul pentru el era un hobby. Când mi-a spus că m-a câștigat la poker, am râs în hohote și el s-a uitat la mine mirat. Se aștepta să facă o criză de isterie, dar eu nu credeam că e posibil așa ceva. Ce naiba, suntem în secolul 21 și nu mă deține nimeni, chiar dacă avem un act de căsătorie. Totuși, matematicianul mi-a spus că nu așa e înțelegerea, ci că eu urma să trăiesc cu el la el acasă. Cred că la început am fost și furioasă pe soțul meu pentru că m-a pus în postura asta și am vrut să-l pedepsesc, însă nici o clipă nu mi-am imaginat că voi ajunge să mă îndrăgostesc de matematician. Când au expirat cele câteva luni în care se presupunea că îi aparțin, am intentat actele de divorț și am spus matematicianului că vreau să trăiesc o perioadă singură, ca să văd ce simt pentru el. Deși nu i-am spus, acum îl iubesc. N-aș fi crezut că mai pot simți ceva pentru un bărbat după ce mi-a făcut soțul meu. Aștept să-l cunosc mai bine și să văd dacă nu cumva a fost un balon de săpun. Despre fostul meu soț, în caz că sunteți curios să știți, trăiește acum cu o altă femeie. Pare că și-a revenit și îi merge bine. A încercat să mă recâștige cerându-și iertare, dar era evident prea târziu. Relatează eva.ro.